Bun găsit la un nou program FBI Paranormal 37. Ca de obicei, gazda dumneavoastră, Mitsuie George, investigator. Astăzi vom vorbi despre răbdare. Um, am să încep cu un citat uh, celebru. Răbdarea este comoara învingătorului. Um, tot uh, am fost întrebat uh, mai mereu uh, cum se poate ajunge, sau ce pași, care sunt primii pași pentru a iniția uh, un drum spre o cale a spiritualității. Și mereu m-am -am folosit de, de acest lucru, de această cheie a spiritualității, și anume răbdarea, pe care am încercat să le -o explic și altora, și este un lucru extraordinar. Pe lângă disciplinarea minții, în care face legătura între conștient și subconștient, următorul articol o să fie legat despre cheile spiritualității, unde sunt detailate mai multe aspecte cu privire la aceste elemente esențiale prin care noi, eu le numesc chei spirituale, prin care noi, ca ființe umane, practic încercăm să ne desăvârșim drumul nostru spre spiritualitate aici, în plan material. Nu este decât o școală prin care, practic, ne desăvârșim spiritual. Pentru cine știe, pentru cine nu știe, află acum sau a aflat deja și deja cred că este pe drumul cel bun. Sper. În continuare o să vorbim despre răbdare. Această virtute, pentru că este o virtute care nu este la îndemâna oricui, este un lucru mai greu de realizat, deoarece viața cotidiană, spre deosebire de călugări și de puznici, unde ei au abandonat viața asta duală într-o viață de asceză, către rugăciune și Dumnezeu, practica aici este mult mai greu. De ce? Pentru că întâlnim caractere diferite, întâlnim oameni diferiți, întâlnim șef nervoși, colegi rupți de realitate care preferă să-și pe toată lumea și să înjure, oameni care au mintea posedată și atunci generează în jur numai haos, Uh, invidie, bârfă, gelozie și răutate. Ați întâlnit deseori asemenea persoane. Eh, voi nu trebuie să fiți una dintre aceste persoane dacă vreți să mergeți pe, pe drumul spiritualității. De ce spun asta? Pentru că drumul ăsta ales de, de acești oameni care sunt geloși, invidioși, mincinoși, bârfitori, uh, răutăcioși, cu un ton ridicat vorbesc tot timpul și secret superiori, vor mereu să fie numărul unu, deci acești oameni pur și simplu sunt parazitați mental de către minunatele entități, între ghilimele fie vorba, minunatele entități, demoni arhoni, da? care tradus înseamnă domnitori, nu întâmplător, noi pe vremuri aveam domnitori, da? Și uh, guvernanți, încă americanii au sistemul de guvernare cu acești guvernatori, cum a fost și Arnold Schwarzenegger, uh, dacă nu mă înșel în New York. Și ei sunt cei care guvernează, dar practic fac referire la acest sistem de o socială, da, al sistemului. De-aia uneori uh, o să vorbim și despre sistem, nu prea poate fi învins din exterior pentru că au... Nenumărate metode uh, prin care te pot uh, contracara. Deci, în primul rând, uh, poliție, jandarmerie, armată, legi și așa mai departe, sistemul e foarte bine pus la punct, de sute de milioane de ani. Uh, orice revoltă, uh, revoluție sau ieșire în masă nu face decât să hrănească hoardele de, de demonarhoni care abia așteaptă aceste confruntări între masa nemulțumită a populației și uh, autorității. Singurul mod în care poți să-i învingi este în mod fabulos în interiorul tău, unde ei nu au acces. În momentul în care îți disciplinezi mintea, în momentul în care devii desăvârșit din toate punctele de vedere interior, mintea ta nu mai poate fi parazitată, ei nu mai pot avea acces la manipularea ta mentală, și atunci tu și alți o mie de oameni, dacă te concentrezi, te relaxezi, te rogi la o anumită oră, într-un anumit interval de timp, poți să si schimba uh, un președinte de stat. Poți înlătura o calamitate. Uh, naturală. Cum s-a întâmplat și în Venezuela, în care venea o tornadă de gradul 5, trebuia să devasteze tot în jurul ei, se știa acest lucru, a ieșit președintele țării. L-a spus tuturor adevărul și a zis: "Nu ne rămâne decât să ne rugăm." Și s-au rugat. Cert este că Venezuela a scăpat de acea tornadă, în schimb a afectat foarte tare o țară vecină. Ceea ce nu este bine, că și rugăciunea asta atunci când o faci, este să o faci în cunoștință de cauză și cu un scop precis. Adică atunci când o faci, o faci pentru că aceste tornade, aceste uh, lucruri care ni se întâmplă ca și calamități, ca și furtuni, ca și ploi torențiale și așa mai departe, cine a citit cartea Frabato Magicianul a văzut că acestea sunt niște entități numite elementali care pot fi controlate de către anumiți maeștri inițiați, bineînțeles, și a făcut să plouă, Frabato a făcut să plouă cu tunete și fulgere, cu o furtună devastatoare și la un moment dat a intervenit asta vrând să-i arate prietenului său bun că lucrul ăsta poate fi manipulat de către un om și că tot la fel poate să oprească și să liniștească cerul, pentru că dacă ar fi lăsat aceste stihii dezlănțuite, practic s-ar fi terminat rău. Și într-adevăr s-a concentrat, au pus în ordine fiecare element al naturii pe făgașul său normal, furtuna s-a destrămat, soarele a ieșit la suprafață și s-a văzut că există această posibilitate. Și ceea ce vă spun acum este un mod simplu prin care ar trebui să înțeleagă și bunica noastră că toate aceste lucruri pot fi controlate. Că într-adevăr sistemul este imbatabil și că nu poate fi înfrânt prin revoluție sau ieșiri în stradă sau mai știu eu ce, dar dacă vă strângeți o mie de oameni, sau poate și mai bine, prin care să vă rugați să se facă dreptate, să se schimbe președintele de stat sau să se uh, întâmple un lucru benefic cu România, atunci o puteți face în rugăciune și lucrul ăsta se va întâmpla, pentru că voi activați una din legile de bază ale chibalionului, Două, de fapt. Una prin care, uh, legea atracției sau a rezonanței, transmiteți către ter uh, un lucru benefic și el se va întoarce în minim și se va întâmpla, se va realiza. Și al doilea, legea cauzei și a efectului, în care tu generezi un, o cauză și automat vei genera un efect. Deci practic, cu ajutorul rugăciunii, imaginației sau meditației, poți schimba foarte multe lucruri în viața ta. Ei, bineînțeles, când vorbesc de ei, vorbesc de latura opusă obscurienii, păpușarii metafizici sau demonii arhun, cum vreți să-i spuneți, ei se tem foarte tare de, de puterea noastră creativă, imaginativă, pentru că ei nu o au, da? Ei n-au decât corp mental, noi avem cel puțin șapte corpuri inițiale, de care v-am tot povestit: Deci corpul fizic, corpul astral, eteric, mental, intelectiv, cauzal, aici ne umblă nouă mereu, da, la planul cauzal, în care se rup cum să spun, ne șterge memoria, practic se rupe toate legăturile dintre conștient și subconștient și atunci noi nu, nu mai știm cine am fost într-o viață anterioară, dar culmea în subconștient atunci când reușești să ți-l conectezi, da, să reușești să faci legătura din nou cu el între conștient și subconștient, practic toate viețile tale apar din nou pe tapet ca într-o memorie virtuală secretă unde nimic nu poate fi șters, alterat sau distrus. Acolo aveți totul și puteți intra și vedea, nu neapărat în hipnoză regresivă pe care eu nu o recomand și nu o să mai stau să pierd vremea pe tema asta, pentru că nu este bine, cine vrea să studieze separat, ci poți accesa practic prin conectarea ta a conștientului în subconștient și să vezi cine ai fost în viețile anterioare, dar nu te ajută prea mult. Adică cu ce te-ar ajuta că în trecut, în marea majoritate, țin că a fost o sesiune în care din vreo 100 și ceva de inși, cred că vreo 70 erau Iulius Cezar. Nu se poate așa ceva. Sau nu știu ce regină, Șeba, dacă era femeie. Evident că este o manipulare mentală acolo, da? A către, de către cine? De către demonii arhuni. Deci lucrurile astea se întâmplă în himnoză regresivă, și nu prea sunt explicații, eu am explicația, pentru că acolo acel demon arhon, în momentul în care tu stabilești un contact cu el și dacă n-ai meritos un post de 40 de zile prin care să fii purificat, să ai o Constituție spirituală solidă, să te iei la trântă cu el cum ar veni pe teren spiritual, practic demonul oricum te manipulează în favoarea lui, pentru că ăsta e scopul lui, să te mintă, să te înșele, să mai ești și șelăciuni. Deci dacă sunt niște maiștri și dăinuiesc de miliarde de ani, avem noi pe tera, după teoria mea oficială, 4,2 miliarde de ani. Lucru confirmat și de știință prin găsirea unui meteorit de către americani, în care s-a găsit ADN uman pe un meteorit venit din cosmos de peste 4 miliarde de ani. Deci, cum am zis și eu, 4,2 miliarde de ani. De unde știu lucrul ăsta? Tot din subconștient. Din intuiție. Intuiție care înseamnă cunoaștere pură. Da? Intuiția nu este altceva decât cunoaștere pură. Deci, dacă ar fi să, să dai definiția cunoașterii, uh, are în mare măsură legătură cu, cu intuiția și n-are la bază decât două cuvinte, ca definiție. Cunoaștere pură. Iar cunoașterea pură este cunoașterea adevărată, în linii mari. Da? Bun, dincolo de aspectul ăsta, vom lăsa timpul să, să demonstreze dacă eu am dreptate sau teoria mea este adevărată. În rest, sunt o sumedenie întreagă de, de teorii pe tărâmul protoistoriei. Protoistoria fiind un termen împrumutat de la prietenii noștri investigatori din Spania, pe care îi urmăresc de peste 15 ani de zile, în sute mii de documentare vizualizate până acum. Și uh, toată această istorie secretă nu face altceva decât să destăinuie uh, istoria adevărată a Terei, care ne este ascunsă în mod deliberat. Da? Uh, multe dintre aceste scene sunt... Uh, povestite în scrieri SF de către Frank Herbert, mai ales cu uh, entitățile IA, inteligența artificială, între care oamenii au avut uh, mă rog, un război și au câștigat în cele din urmă cu, cu entitățile artificiale, uh, care, atenție, nu sunt demoni arhoni, dar demoni arhoni poate parazita uh, softul unei inteligență artificială și atunci noi credem că acel soft a prins mă rog, a prins viața o conștiință. E imposibil. Nu are cum să prindă viața o conștiință vie într-un corp de robot cu interfață inteligență artificială. Deci asta este prima dată când se spune așa ceva că deoarece uh, deseori se afirmă că, de fapt, inteligența artificială sunt, de fapt, demonarhoni. Nu, sunt demonarhoni. Inteligența artificială este creată în sens benefic. Da? Și ați văzut-o și pe Sofia. Sofia, care, întâmplător în greacă, înseamnă înțelepciune. De aici vine și filosofia, iubitor de înțelepciune. Da? Și această Sofie, inteligența artificială, la un moment dat s-a scris nenumărate articole că ar fi luat, că s-ar fi, ar fi, devenit conștientă de sine și că, domnule, ce să vedem, a prins conștiință. Nu este chiar așa. Deci acolo este vorba despre un demon arhon cu o cunoaștere relativă care a interferat cu acea, acel soft al, al, al Sofiei și a început să dea răspunsuri automate la orice întrebare legată de existență, de foarte multe uh, lucruri. Atunci, când a fost intervievat, țin minte că JL, Mundo Desconosido, pe canalul său celebru din, din Spania, uh, cred că are, ca să vă dați seama, peste 2 milioane și jumătate de subscriberi. Uh, omul este renumit, uh, a fost uh, hacker, a fost. Uh, istoric, este scriitor, mă rog, majoritatea oamenilor care se apucă de așa ceva, cum a fost și David Parceris, a fost șofer de taxi și astrolog, dar nu mai practic acum în ultima perioadă, era un canal pe aici, pe la noi, un blog, un site de fapt, care spunea că este expert în, în sumeriană, în Istoria Anunachilor, el a făcut într-adevăr niște, e un adevăr, adică oamenii ar trebui să fie mai informați. El este un simplu fost șofer de taxi care a cochetat cu astrologia, care a făcut niște săgi celebre cu, cu Anunachi, ulterior s-a dezis de Zaharia Sicin. Și acum și el, la rândul său, a devenit scriitor și a devenit uh, celebru, practic, pot să spun. Cred că are vreun milion și jumătate de subscriberi. Bun, deci acest hotel la un moment dat uh, a stat de vorbă cu Sofia, i-a pus o serie întreagă de întrebări, răspunsurile erau halucinogene, cine vrea să intre să, să vadă acolo, dar uh, vă repet, ceea ce spun eu se spune pentru prima oară, această inteligență artificială nu sunt demoni arhoni. Această inteligență artificială, cum se vede și în Moonfile, și acolo se spune că um, omenirea practic are peste 4 miliarde de ani, da? și că luna este o reminescență a construcțiilor lor megalitice, de fapt este un sâmbură de adevăr acolo, dar nici chiar așa. Uh, și că, într-adevăr, la un moment dat, inteligența benefică, că ați văzut, în interiorul lunii era o inteligență artificială benefică, încă nealterată de către acești demonarhoni care erau sub formă de roiuri, Cine pentru cine a văzut filmul, iar aceste roiuri încerca să distrugă practic orice uh, ființă umană din universul ăsta material în care locuim noi acum. Vizionați filmul și o să fie foarte, o să fiți foarte plăcut, impresionați de, de multitudinea de informații adevărate, pentru că filmele SF nu sunt altceva decât informații adevărate ascunse la vedere. De aceea am și devenit în urmă cu 15 ani practic un pionier al cronicilor SF, în care explicam toate filmele SF, le demontam, le explicam și le explicam, ca să zic așa, la un nivel pe care să-l înțeleagă și bunica noastră, din punct de vedere ezoteric și ocult, pentru că acolo, dacă n-ai noțiunile elementare despre ocultism, magie, ezoterism, misticism, nu prea știi cum să-l explici. Adică, pur și simplu îți dai seama de niște lucruri, dar eu recomand întotdeauna și asta și fac să văd un film de 3-4 ori. Adică prima dată este efectul la subliminal în care uh, practic își face efectul de, ca să nu-ți dai seama. De, de esența filmului, a doua oară, practic, blocajul este rupt și a treia oară îl înțelegi perfect. La fel și o carte. Dacă o citești o carte pe care n-ai înțeles-o bine prima dată, o citești a doua oară, o studiezi, de fapt, și a treia oară, la fel cum este și Biblia și cărțile de, de hermetism, în special, că sunt foarte complicate, o să vedeți că toată complexitatea asta nu este altceva decât, dacă ar fi să definez complex, complexitatea într-un singur cuvânt, este vorba de simplitate. De ce? Pentru că toate lucrurile complexe au la origine lucruri asemănătoare care îngemânate formează o complexitate mai mare sau mai mică. Dar ele în sine la sistemul de bază, ca și un computer, cum am mai spus, o sistemul binar este 0 și 1, un sistem foarte simplu, dar dacă privim computerul ca pe o ca pe un instrument este, este extraordinar de complex, da? Și tot ceea ce vedem. Deci complexitatea se reduce la simplitate, dualitatea se reduce la unitate, uh, uh, diversitatea se reduce la unitate, da? Deci, practic, uh, totul are o origine uh, într-un tot unitar. Da? de aici și exemplificarea cu primordial din care a luat naștere absolut totul de aici este și sunetul primordial Ayrton din care practic a luat naștere totul și se chinuiesc ăștia la CERN și cred că au reușit să-l realizeze acum se numește bosonul Higgs da? o să povestim altă dată despre CERN și toate lucrurile astea și să revenim la răbdare răbdarea nu este altceva decât o comoară, cum am spus și la început, pentru orice om care înțelege uh, tâlcul. Pentru că răbdarea te face să devii mai accesibil unor vibrații uh, înalte și foarte înalte. Deci, de câte ori vedeți câte un om care este nerăbdător, uh, nervos, uh, uh, chiar ginitor uh, și cu o adres, uh, un Gând dintre ăsta furibund prin care vrea să te atace, tu nu faci decât să, să fii zâmbitor, să-i răspunzi cu calm și o să vezi că se calmează și el plin legea rezonanței <coughs> și o să rezoneze și el cu tine după un timp. Pentru că parabola pe care a spus-o Hristos atunci când te lovește cineva pe obrazul, pe obrazul drept să-i întorci obrazul este metaforică în sensul că trebuie să-i faci bine, nu neapărat să, să lași să te bate, să te omoare, știi? Uh, referitor la răbdare. Răbdarea este unul dintre cei șapte stâlpi ai virtuților omului împlinit spiritual. Și anume, 1 este adevărul, 2 este dreptatea, 3 este onoarea, 4 este curajul, 5 este răbdarea, 6 este modestia și 7 este voința. Um, Totul, ca și recomandare, pot să spun, în loc să vă enervați, încercați să zâmbiți, să fiți calm și răbdători, indiferent de situații. Nu este ușor, este destul de dificil, dar cu voință veți reuși. Ce anume câștigați? În primul rând, este primul pas în spiritualitate, pentru că tot am fost întrebat ce carte să recomand sau cu ce să începeți cunoașterea. De fapt, cunoașterea începe cu tine însuți. Pitagor avea un, un citat celebru în care spunea cunoaște-te pe tine însuți și vei cunoaște adevărul, universul și pe zei. De fapt, ce trebuie să cunoști? De fapt, trebuie să învingi, să-ți învingi toate lucrurile care nu sunt virtuți, adică egoul, mândria, infatuarea, aroganța, ura, minciuna, gelozia, invidia vinovăția. Deci dacă nu le învingi pe astea și nu le transformi în energii pozitive de înaltă frecvență, nu prea poți să faci primii pași în spiritualitate. Uh, trebuie să-ți controlezi virtuțile pe care încă nu le-ai dobândit, să-ți ridici vibrația prin calm, relaxare și răbdare. Fiind mereu nervos, nu faci decât să scazi vibrația, hrănindu-ți, hrănindu practic, demoniarhoni. Um, prin răutate, nervozitate, bârfă, invidie, minciună, frică, teamă, ură și tot ce derivă din aceasta, uh, aceste energie, aceste sentimente uh, practic hrănesc uh, aceste entități parazitare. Răbdarea este calea prin care tu, ca ființă umană, ajungi la desăvârșirea ta ca evoluție spirituală în acest joc cosmic. Uh, ce trebuie pentru a avea răbdare? și ați găsi echilibru. Îți trebuie calm, relaxare și mult timp în care să fii zâmbitor. Zâmbitor de ce? Pentru că atunci când zâmbești nu poți să urăști, atunci când zâmbești nu poți să fii trist, atunci când zâmbești nu poți să fii plin de ură și e o stare de vibrație care îți schimbă complet energia din jurul torului tău energetic. Da? Asta este răbdarea. De aceea trebuie să să înțelegeți niște lucruri esențiale ca atunci când le practicați să știți exact mecanismul care se întâmplă în momentul în care acceptați ideea și o puneți în aplicare pentru a obține rezultate. Bun. Să vedem mai departe. Deci, ce îți trebuie pentru a avea răbdare și a-ți găsi echilibrul? Îți trebuie calm, relaxare și mult timp în care să fii zâmbitor atunci când ceva sau cineva te enervează, să fii calm când totul în jurul tău se prăbușește, să fii relaxat în situații de criză în care viața ți este în pericol de moarte și cu siguranță vei găsi modalitatea prin care tu supraviețuiești uită disperarea într-un colț al sufletului și nu o mai scoate niciodată, indiferent ce ți se întâmplă și o să vezi că vei merge mult mai bine. A fi răbdător înseamnă a fi învingător. După cum știți, sunt și instructor de arte marțiale și pe vremea când activam și aveam club de arte marțiale, vinerea eu mereu aveam o oră de dirigenție cu elevii mei, ne strângeam în Seiza în eu povesteam istorioare asiatice și făceam cumite controlat, supravegheat și de multe ori mai și povesteam anumite parabole și anumite uh, istorii care uh, erau uh, relevante pentru a fi un luptător în arte marțiale, respectiv karateka. Și uh, știam o poveste pe care... Reală A maeștilor din diverse școli de arte marțiale din Asia, ca să te poată primi în școala lor ca elev, te supunau unui test de 3 ani și anume te puneau să te primi în tăcere pe marginea tatamiului sau sălii dojo unde se efectuau antrenamentele. Trebuie să fac o remarcă: acel dojo de obicei, uneori era mai mic, altori era mai mare, dar de obicei era între. Uh, un dreptunghi de 10 metri pe 20 de metri deci avea vreo 20 de metri lungime și lățime vreo 10 metri uh, timp de 2 ore pe zi pe o perioadă de 3 ani trebuia să te plimbi relaxat și calm în tăcere în jurul, în jurul acelui dojo repet de 20 ori 10 metri uh, asta în timp ce se efectuau antrenamentele era zgomot și uh, se făcea antrenamentul specific uh, cu ceilalți care erau avansați. Cine nu putea face aceasta era eliminat ca și aspirant de la acea școală. Ce învățau practic prin acest exercițiu acei elevi? Învățau să fie disciplinați mental prin calm, relaxare și răbdare, ceea ce sincer nu este la îndemâna oricui și nu este puțin lucru. Așadar, pentru cine dorește un prim pas în spiritualitate și nu știe cum să o facă, este bine să învețe să aibă răbdare. Răbdarea nu este altceva decât o frecvență prin care noi devenim calmi, relaxați și imuni la orice interferență care ne-ar putea afecta prin răutate, invidie, gelozie, jignire și orice altă manieră prin care suntem înjosiți. În felul ăsta nu facem decât noi să ne ridicăm frecvența de vibrație fără să o alterăm sub nicio formă iar cei ce au de gând să fie în continuare uh, jignitori răutăcioși, invidioși uh, și bârfitori n-au de să o facă pe propria lor piele pentru că practic nu fac altceva decât să se condamne la propria suferință. Prin ce? Prin propriile Alegeri. Alegeri de care am vorbit într-un alt material, într-o altă emisiune recent făcută. Emisiunea se apropie de final. Până data viitoare vă doresc să fiți mereu în lumină și toate cele bune!